Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Cleța și vă invit să urmăriți și în această seară emisiunea În căutarea adevărului. Cu ceva timp în urmă, sau mai bine spus, cu aproape 3 decenii, în România s-a strigat destul de puternic libertate, libertate. Atunci, mulți am visat că, într-adevăr, libertatea ne va aduce multe beneficii, însă la această seară ne vom întreba cât de liberi suntem, ce înseamnă libertatea în Europa în care trăim noi astăzi și, din punct de vedere biblic sau din vedere al creștinului, care sunt semnificațiile, care sunt sensurile libertății autentice. Așadar, vă invit să rămâneți cu noi în această seară. Am să prezint acum pe invitații noștri de aici din platou. Am să încep cu domnul pastor Virgil Achihai. Bună seara și bine ați revenit la emisiunea noastră. Mulțumesc de invitație. Domnul Achihai este președintele Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Bună seara lui Cătălin Ionete, sociolog. Cătălin, mă bucur tare mult că ai acceptat să fii din nou aici. Bună seara și eu mă bucur că sunt aici să căutăm împreună adevărul. Și așa cum v-am obișnuit, prin telefon, peste câteva minute va fi cu noi Richard Rusuli, tocmai din Spania, ne va prezenta și o perspectivă de acolo, din Occident, cum e înțeleasă libertatea și cum o înțelege el ca atar. Vă invit însă pentru început să urmărim o declarație sau o parte din declarația de la Paris din 2017 și vom pleca în discuția noastră de la această declarație, de la acest fragment din declarația respectivă. Am să rog pe colegii din regie să prezinte primul carton grafic și vă invit să-l urmărim împreună. Hedonismul libertin adeseori duce la plictiseală și la o profundă lipsă de sens. Legătura căsătoriei a fost slăbită. În apa tulbure a libertății sexuale, dorințele profunde ale tinerilor noștri de a se căsători și de a alcătui familii sunt adeseori frustrate. O libertate care alienează dorurile cele mai profunde ale inimii devine un blestem. Societățile noastre par să se prăbușească în individualism, izolare și derivă. Am subliniat aici câteva gânduri, societățile noastre par să se prăbușească în individualism, izolare și derivă, în condițiile în care libertatea este prezentată ca un blestem. Vă invit acum să comentăm acest fragment din declarația de la Paris, o declarație venită de la niște oameni care caută cumva să aducă în atenție adevărata Europa, adevăratele valori pe care ar trebui să le promovăm în Europa contemporană. Și iată că se spune aici că societatea pare că se prăbușește pentru că libertatea este înțeleasă greșit. Tocmai într-un context în care se vorbește foarte mult despre libertatea de a gândi, de a te exprima, de a te mișca dintr-o parte în alta și așa mai departe. Cum comentați această abordare? Poate puțin cam radicală, nu? Dacă am putea face puțin un remember, declarația de la Paris este intitulată și O Europa în care putem crede. E un răspuns al unui grup de intelectuali care, în fond, au întomit un material, 30 ceva de puncte, pornind de la fiecare aspect important al vieții și private și de comunitate. Și s-a ajuns, chiar este punctul 15, în care o libertate care alienează dorurile cele mai profunde ale inimii devine un blestem. Adică, în momentul în care societatea te încurajează să-ți forțolești libertatea pentru distrugerea ta, este evident că devii un blestem. De ce pentru distrugerea ta? Pentru că pune în prim plan individualismul, consumerismul, alienarea față de ceilalți, față de tine. Și lucrul cel mai important de subliniat în declarația de la Paris este, acești oameni readuc în prim plan, și este articolul 1, negarea creștinismului european, adică acele valori care au ținut Europa unită prin valorile creștinismului, și numai negarea lor, îndepărtarea lor din societate și punerea lor unor noi valori. Nu vreau să le spun capitalism, unor noi valori care pun accent foarte mult pe individ, și pe plăcerea lui de a pot să fac orice cu libertatea pe care o am. Pot să-mi satisfac cu ajutorul banilor orice îmi doresc. Unde te duce acest? Pot să-mi satisfac orice. Până la urmă nu să calci peste personalitatea altora. Cătălin Ionete, din perspectiva ta, ca sociolog, cum vezi această declarație, această abordare? E interesant că înaintea declarației de la Paris, cu mai bine de 100 de ani, tot un francez vorbea despre un fenomen pe
care el l-a prevăzut, de fapt, a început să se întâmple din timpul lui și el prevedea că o să se întâmple din ce în ce mai mult. Emile Durkheim vorbea despre anomie, adică o stare în care indivizii sunt tocmai izolați, foarte izolați și nu mai au sens. Nu mai au reguli, societatea nu mai este capabilă, din cauza unor schimbări, să mai dea vieții indivizilor sens, să le mai pună reguli, să le mai pună limite, pentru că omul este o ființă în natura ei fără măsură, în toate felurile. Și atunci societatea a făcut întotdeauna acest lucru. A pus limite, a dat sens, i-a dat rost vieții individului. Și început să se întâmple niște lucruri în cultura occidentală, de atunci, de acum mai bine de 100 de ani, pe care oamenii care s-au gândit mai mult le-au observat și au avertizat cu privire la această stare de anomie. Și cred că acum o declarație ca cea de la Paris din 2017 vine să facă un bilanț și retrospectiv să spună, iată că astăzi, într-adevăr, oamenii nu mai au repere, nu mai au sens și nu sunt deloc mai fericiți. În același timp, semnalează aici o posibilă prăbușire a societății în individualism și izolare, așa cum se interesant este, și îmi cer scuze că intervin, interesant este că această declarație de la Paris, în fond, este un răspuns peste 10 de ani a celor demonstrații pentru libertate din 68 de la Paris, în care a spus, domnule, de acum suntem și noi ce? Liberi. Am dat la o parte taburi, reguli, am desființat. De acum Franța este liberă. Studențimea este liberă. Interesant este acum câtva timp tot Franța și-a readus sistemul de învățământ la nivelul de 68 pentru că au spus am ratat aproape 50 de ani de școală, de educație sănătoasă și acum ne întoarcem. Din păcate, noi acum abia începem să facem să testăm pe copiii noștri ce făceau francezii acum 30-40 de ani. Foarte interesant de văzut. Deci școala franceză, educația franceză s-a întors la principiile de dinainte de 68. Acele revoluții, eram destul lătine noi atunci pe vremea aceea, dar au zguduit Europa și numai e lumea. Vrem libertate, vrem sexualitatea liberă, vrem orice. Din câte știu, învățământul francez este și astăzi, învățământul de elită francez este catolic, din câte... Știu, nu? Sau într-o țară profund nereligioasă... Într-o țară profund secularizată, mai este ceva rădăcină catolică, dar ea este înnăbușită în secularism. Am să rug acum pe cei care ne urmăresc să distribuie, dacă doresc, emisiunea aceasta pe Facebook. Suntem în această seară pe Facebook, suntem live și pe site-ul a7tv.ro. Acolo puteți urmări la o calitate mult mai bună, cât și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube A7. Și nu uitați, dacă aveți un comentariu, un mesaj, o întrebare pentru noi, cei care încercăm să ducem în dezbatere această temă, ne puteți scrie la numărul de WhatsApp 0733 004455. Vor ajunge la noi mesajele dumneavoastră sau puteți intra pe pagina de Facebook și puteți scrie acolo comentariile dumneavoastră. Mă întorc puțin spre această declarație și vreau să surprindem un alt aspect. Se vorbește aici despre hedonismul libertin care adeseori duce la plictiseală și la o profundă lipsă de sens. Și întreb direct așa, ce este libertinismul moral? N-am niciun fel de limite ale moralității. Adică dacă îmi place ceva, fac ceea ce îmi place, nu mă interesează de ce cred ceilalți, nu mă interesează dacă societatea are deja niște principii sau dacă societatea cumva este deranjată de ceea ce fac eu. Asta înseamnă că nu mai am limite în căsătorie, nu mai am limite în a-mi educa copiii, nu mai am limite în a-mi aprecia pe ceilalți. Singurul obiect al meu sunt eu însumi. Eu, pe un piedestal ridicat așa, și libertatea mea. Cred că Augustin spunea cândva, iubește apoi și fă ce vrei. Cred că el spunea. Dar acest iubește, fă ce vrei este după ce iubește. O dragostea te condiționează mult. Libertinismul înseamnă, nu mă interesează. Acest contemporan, I don't care. Românesc, ce anume nu mă interesează? Nu mă interesează de regulile societății. Eu am regulile mele și plăcerea mea este number one. Dar poate cineva să facă abstracții de aceste reguli sociale sau convenționale dintre oameni la un moment dat? Atâta timp cât, punctul meu de vedere, atâta timp cât societatea în ansamblu devine foarte tolerantă față de aceste... știți, noi avem în românești așa, unde e lege, nu este tocmeală. Dar în același timp trebuie să fie și oameni care să o aplice.
oriunde legea este din ce în ce mai lăsată așa, mai larg. Nu mai este litera legii, ci este mai larg, așa, mai spiritul, mai larg. Atât timp cât cei ce sunt pus să aplice legea, sunt și ei foarte îngăduitori. Dați-mi voie să spun că și omul, prin firea lui, este ce? Nu are fără limite. Cătălin? Libertinismul este, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, o trăsătură individuală, ca să zicem așa. Un individ care alege să nu-i pese de nimic în afară de ce îi aduce lui plăcere. Dar cred că faptul că avem astăzi, putem să vorbim de un fenomen, dacă putem să vorbim, și cred că putem să vorbim de un fenomen generalizat, când vine vorba de libertinism, este pe fondul unor schimbări culturale mai vaste, care s-au întâmplat în cultura occidentală în secolul 20, și anume, poate un alt cuvânt mai potrivit care să descrie această schimbare ar fi relativismul moral. Și anume faptul că, la un moment dat, am descoperit că noi avem niște legi și niște norme, dar în alte părți din lumea asta sunt alți oameni care au alte legi și alte norme. Și atunci nu există un adevăr absolut, general, valabil. Există doar culturi, fiecare cultură cu regulile ei, fiecare cultură cu adevărul ei. Nu există niciun fel de adevăr absolut, nu are rost. Deci renunțăm la ceea ce ar putea fi adevăr absolut și facem ceea ce ne place, ceea ce ne dorim noi, ceea ce credem că este cel mai bine pentru persoana noastră. Până la urmă, într-un adevăr cultural al unei comunități, pot să am și adevărul meu. Exact. Și în cazul ăsta, adevărul meu e al meu. Este cam cel mai sofisticat discurs moral al secolului 20, venit din stânga, cumva, de la postmoderniști, care au făcând descoperirea asta că există diferențe culturale, au zis, nu există niciun fel de regulă universal valabile. Dar noi știm foarte bine și poate nu are rost să intrăm acum într-o discuție despre postmodernism, că în primul rând este o filozofie care se distruge singură pentru că ea face o afirmație de genul nu există nicio afirmație care este general valabilă. Dar asta e o afirmație general valabilă. Deci se contrazice singură. Exact, exact. Și există, dincolo de toate diferențele culturale, chiar dacă în anumite locuri de pe lumea asta, ocazional, sunt oameni care se mănâncă unii pe alții, canibalism, de exemplu, și când am descoperit asta, am zis, nu înseamnă că în acel loc este, nu există o interdicție morală cu privire la crimă. Există. Peste tot pe lumea asta există interdicții morale cu privire la crimă, cu privire la furt, peste tot este rău să minți. Există, cu alte cuvinte, în ciuda diferențelor culturale, un adevăr absolut care este peste tot unde sunt oameni, este real. Permiteți-mă să merg un pas mai departe și să întreb următorul lucru. De ce la un moment dat cineva ar alege libertinismul moral? Ce beneficii aduce? Pentru că, iată, declarația surprinde că aduce plictiseală, lipsă de sens, căsătoria este slăbită și așa mai departe, frustrare. De ce să aleg libertinismul dacă ajung aici? Sigur, aduce. Acum, haideți să spunem și un alt adevăr. Noi de multe ori gândim așa. Chiar dacă la alții li s-a întâmplat rău, mie nu o să mi se întâmple. Eu știu mulți copii de credincioși care s-au căsătorit cu copii care nu au credincioși. Așa. Și în ciuda faptului că i-am sfătuit că nu este bine, că Biblia spune că nu este bine, ei au spus așa. Cu mine nu o să se întâmple așa. Toți sperăm ca cu noi să nu se întâmple așa. Această deviere de la moralitatea generală, au mers pe ideea că chiar dacă alții ajung rău, cu mine nu se întâmple chiar așa. Eu sunt și mulți oameni, până la urmă și poporul român, se crede cumva mai deosebit înaintea lui Dumnezeu. Așa. Fiecare popor cred că se vede. Crede, până la urmă și fiecare biserică se vede exact, mai. Exact. Revenim la întrebarea pe care am pus-o. De ce aș alege libertinismul moral la un moment dat? Pentru că îmi permite să fac ce vreau. Oamenii au în mod natural o repulsie aproape față de reguli. E frică. Au impresia că regulile ne limitează, ne chinuie, sunt aici doar ca să ne facă viața mai grea. Și atunci o eliberare totală de orice regulă se pare că echivalează cu fericire. Ăsta a fost visul secolului 20, într-un fel, care s-a dovedit că este de fapt un coșmar, că nu o astfel de eliberare totală nu duce la fericire, duce tocmai la nihilism, la o stare de disperare. Dar nu-l face pe om ca să se simtă mai bine, să-și permită mai multe lucruri decât înainte? Eu nu vreau să fiu acum puțin misogin, dar mișcarea feministă, ce a vrut? A vrut să rupe barierele dintre relația s-o soție. A spus și femeia trebuie să meargă cum? La serviciu, să aibă cariera ei, să aibă mașina ei, să aibă tot așa. Bun. Și-au văzut în timp câte familii nu și-au dat seama că și-au ruinat până la urmă ce. Și viața lor de familie și viața copiilor. Dar au văzut-o târziu.
Păi să înțelegem atunci că omul este luat cumva de curentul societății în care trăiește și ignoră exact, aceste tot ceea ce negative. Este, și acum noi trebuie să fim conștienți de un lucru. Puterea media de a manipula masele cumplită. Însă nu la 7 TV. Persoanele spuse și așa sunt, sunt așa, de față. Da, da. Așa este. Este un exemplu pe care îmi place să-l dau de multe ori, care ilustrează foarte bine incapacitatea omului de a trăi fără reguli. Și cât de importante sunt regulile care nu ne îngrădesc, ci ele ne dau sens, ci fac viața posibilă. Este un fenomen care s-a întâmplat iar și iar. Fiecare câștigător la loto, dacă dintr-o dată suntem obișnuiți să trăim limitați de neajunsuri financiare, suntem obligați să muncim, suntem obligați să depindem de alți oameni, dintr-o dată, peste noapte, câștigăm 10 milioane de euro la loterie și nu mai avem niciun fel de limită. Avem impresia că putem lumea să facem ce vrem, că lumea este a noastră. Ce s-a întâmplat este o statistică foarte reală și cât se poate de misterioasă, într-un sens, că 90% sau mai mult dintre oamenii care au câștigat la loterie și-au ruinat viețile. Nu doar că au pierdut toți banii, dar și-au distrus viețile personale, au rupt legăturile cu familia și au sfârșit mizerabil. Și asta tocmai pentru că dintr-o dată nu, au crezut că pentru ei nu mai există reguli, dar s-au trezit într-un tărâm fără sens și unde n-au știut ce să mai facă. O să revenim asupra acestui aspect puțin mai târziu. Aș introduce acum un alt concept și anume cel de libertate și să punem în balanță cele două concepte, libertinismul moral și libertatea. Pentru că de-a lungul istoriei foarte mulți oameni au căutat să obțină libertatea și au dorit să fie liberi. Noi românii, după ani de comunism, ne-am dorit să fim liberi și chiar mă uitam astăzi și auzeam cum se striga în București, libertate, libertate. Astăzi suntem liberi și întrebarea este, care este legătura, dacă există vreo legătură între libertate și libertinismul moral? Acum, unul din lucruri care de mult timp mă întreb și eu așa este, oamenii până la urmă știu ce să facă cu libertatea când au. Până la urmă, de ce oamenii își doresc să fie liberi? Noi ne-am dorit libertatea pentru că, spuneam noi, un anumit regim ne constrângea la maximum. Și adevărul era așa, eram constrânși din toate părțile. A venit un alt regim care încetul cu încetul a lăsat o traiectorie, să zicem așa, cât de cât europeană. Dar domnule Achiai, ce este libertatea? Libertatea este, haideți să spunem așa, e acea stare, pot să o numesc acea stare, în care simți că în cadrul unei comunități, fie că este locală, fie că este națională, tu poți să-ți aduci cu propria ta contribuție la binele comunalor. Așa, asta văd eu libertatea. Pot să-mi aduc în măsura posibilităților, în măsura darurilor mele, dar libertatea incubă și drepturi, dar și obligații. Responsabilitate. Orice drept aduce ce? Noi când vorbim despre libertate, vorbim doar despre, ne gândim doar la drepturi. Asta e puțin că libertatea aduce și obligații. Și atunci interesant ar fi, domnule, libertatea pe care ne-o dorim, libertatea de a vorbi în public despre nu știu cine din guvern, despre primul ministru, libertatea să-l critic. Problema se pune, am suficientă înțelepciune să critic, dar în așa fel încât să fie o critică constructivă. Nu spuneați puțin mai devreme că implică și obligațiile sau responsabilizarea. Sigur. Atunci suntem cu adevărat liberi? Niciodată nu o să fim cu adevărat liberi. Decât după ce omul se... Pentru că marea libertate pe care eu o văd, marea libertate, nu este cea politică sau cea morală în sensul față de lume, ci în relația cu Dumnezeu și cu păcatul din mine. Aia e adevărata libertate. Pentru că marele adevăr pe care l-a spus Evanghelia prin gura Domnului Iisus Hristos a spus acele cuvinte memorabile spuse de Ioan, scrise de Ioan. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Și adevărul vă face liber. Am să-i spun bună seara colegului meu, Richard Rusuli. Bună seara, Richard! Bună seara, Marius! Apreciez foarte mult pentru că ai reușit să intri cu noi în legătură în această seară și vreau să-ți spun câteva întrebări în legătură cu tema pe care o dezbatem noi aici în platou la București. Cum se vede libertatea acolo, în Spania, astăzi? Libertatea este un lucru pentru care se luptă mult. Bineînțeles, mai ales având în vedere contextul politic, nu? Dacă ar fi să privim doar pe datora aceasta, tot ceea ce reprezintă regatul Spaniei, chiar dreptul de a ne gândi dacă putem sau nu
să ardem o fotografie a monarhului, mă rog, și după aceea deturase de la tribunal cu curții europene, care cu sigur că se poate face la puțin timp, oamenii și când stă și-au ars cu mai multă zel. E adevărat, politica este o luptă constantă, libertate este o luptă constantă în fiecare parte, dar aici, în Spania, este adevărat, este un front deschis în mod constant, mai ales dacă ne venim acum la aspectul politic, e foarte aprinsă tema aceasta, încercarea de... Noi încercăm să-i dăm o altă, Richard, încercăm să-i dăm o altă dimensiune dezbaterii noastre, nu venim cu conotații politice, ci ne dorim să vedem din perspectivă morală cum se văd lucrurile. Și te întreb direct acum, cum înțelegi tu libertinismul moral în societatea contemporană? Bine, libertinismul moral e o formă de a înțelege o libertate prin propria perspectivă, fără să ții cont de celelalte grupări sau de celelalte de societate, practic. Este o aplicare, să spunem așa, a libertății tale proprie, a interpretării pe care o ai față de libertate, ne ținând cont de realitățile celor care sunt în jurul tău. Cu alte cuvinte, libertatea mea e mai importantă decât a celorlalți. Ceilalți nu mă interesează sau alte lucruri care pot să afecteze pe ceilalți. Și lucrul acesta, bineînțeles, se duce spre un extremism foarte periculos, nu? Pentru că noi vorbim foarte mult despre diferite curente religioase, periculoase, dar libertinismul în sine de asemenea este ca un fel de sectă care dinamisează propria libertate a celorlalți, nu? Care au de asemenea dreptul să se exprime, nu? Și libertinismul... Asta îmi place, asta fac, fără să țin cont de celelalte persoane care sunt afectate de pluma conduitei mele. Richard, ai trăit și în România, treci de ani buni în Spania. Vezi o diferență între felul în care e înțeleasă libertatea în România și în Occident, în speță în Spania? Dacă ne gândim din perspectiva noastră românească, înțeleg că suntem din natură, percepția mea, nu? Mai supuși. În schimb, în Occident, în Spania, observ o mai mult, cum să spun, respect sau căutare de afirmare a propriilor gânduri și valori. Nu? Să spunem așa, diferența dintre ceea ce ar fi libertatea în România, ar fi că orul nostru poate este mai obișnuit să plece capul și să fie ușor, poate, manipulat, pe când în partea occidentală observă, într-adevăr, se duce poate o luptă mai târză, mai și cel puțin și din partea autorităților se oferă poate un pic de interesant dialog în sensul acesta, nu? Și... Care este o percepție personală, sigur. Și o ultimă întrebare, Richard, pentru tine în această seară. Ești un om care citești cu atenție Scriptura. Cum înțelegi libertatea din perspectivă biblică? Libertatea, eu văd... Deci libertatea înseamnă fără nicio îndoială o răspundere, nu? Pe care noi avem. Și libertatea, la un moment dat... Noi suntem, marea libertate pe care o avem ca și creștini este că trebuie să admitem în profunzimea credinței noastre că suntem copii ai lui Dumnezeu și că nu trebuie să facem ceva neapărat în sensul unor fapte ca să demonstrăm lui Dumnezeu că suntem copiii săi, în moment ce privim la cruce și înțelegem că în urmă cu 2000 de ani Hristos ne-a adoptat, ne-a răscumpărat și ne-a salvat ca să fim copiii săi. E adevărat, tema aceasta, în chintesență, este eliberatoare. Să accepți că ești copilul lui Dumnezeu fără să faci nimic înainte și doar să primești prin credință marele fapt al răscumpărării pe care Hristos a făcut-o la crucea Calvarului pentru fiecare om de pe pământ. Mulțumesc foarte mult, Richard, și te aștept și cu altă ocazie în emisiunea pe care o moderezi. Mult drag! Mult succes în toate! Doar un singur remarcă în timp ce vorbea. Până la urmă, libertinismul este partea răzvrătirii omului față de regulile
societății, niște reguli și principii pe care societatea le-a verificat în zeci și sute de ani. Și a constatat că sunt bune, că acestea, așa, toate aceste reguli sunt bune, ajută societatea să se dezvolte, ajută și individul. Și eu vin și spun, nu contează ce 500 de ani în numă sau 1000. Eu vreau să fiu, nu mai vreau să mă respect lucrul acesta. Nu e o răzvătire, până nu e o răzvătire. Aș încerca și eu răspuns la aceeași întrebare, dacă mai suntem aici. Libertatea ce este? Este capacitatea mea de a fi cauza propriilor acțiuni. Nu cineva din afară, nu legea, nu statul, nu altă persoană, nu natura, ci eu sunt acela care decide ce se întâmplă, ce acțiune urmează să fac. Acum, ce descoper când aleg să fiu liber este că afară, în afara mea este o lume de care mă lovesc. E un anume mod de a intra în relație cu lumea. Nu pot să intru oricum. De exemplu, nu pot să ignor gravitația. Da? Sunt legi fizice. Apoi există și alți oameni la fel ca mine. Liber la fel ca mine. Și asta este primul zid de care se lovește libertatea. Clasic, e o definiție. Libertatea mea se oprește acolo unde începe libertatea celuilalt. Nu? Exact. Și apoi ajung și la concluzia, jucându-mă eu așa prin lume cu libertatea mea, că sunt consecințe pentru tot ce fac. Sunt urmări. Că îi afectez pe cei din jur. Și acum venim la problema libertinismului, da? Moral. Eu pot la un moment dat să mă satur de soția mea, să zicem, după ce am făcut și 3 copii și să aleg să mă duc după o fată cu 20 de ani mai tânără decât mine. Și în procesul ăsta am făcut câtă nefericire am produs. Pot să o aleg, să o ignor, da? Dar ea există. Și în sensul ăsta, libertatea este responsabilitate și libertinismul, da, este doar o... te prefaci că nu există consecințe pentru acțiunile tale, deci, că nu există reguli. Deci a spus o idee interesantă, că de fapt e mai importantă libertatea mea decât libertatea celuilalt. Exact. Și exact. E interesantă ideea în acest context. Libertatea mea este singura care contează. Corect. Exact. Da. Corect. Nu mă interesează celălalt. Revin puțin la ceea ce a spus mai devreme. A citat din ceea ce a spus Iisus Hristos și ceea ce e scris în Evanghelie, și anume că vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liberi. A spus și Richard că privind spre Iisus Hristos, spre cruce, și de acolo vine libertatea noastră. Totuși, în creștinism sunt destul de multe reguli, sunt tradiții împământene deja foarte, foarte bine. În ce măsură se împacă cele două? Regulile, tradițiile, sistemele religioase de astăzi cu libertatea predicată de către Iisus Hristos? Nu e un răspuns simplu. Vă rog să încercăm să-l oferim celor care ne urmăresc în seara aceasta. Ca un reprezentant, așa să zic, al bisericii. Acum, noi știm foarte bine că în afară de Cuvântul Dumnezeu, fiecare biserică, până la urmă, și-a făcut și un set propriu de reguli și de nu doar de comportament, și adică cum să mergi pe drum îmbrăcat. E un regulă de comportament pe care o biserică o impune, în altă biserică nu este. Nu este. Sau în privința banilor, sau atâtor și atâtor lucruri. Mă gândesc la menoniți. Da, sunt niște reguli foarte, foarte stricte acolo. Nu știu câți europeni de-ar plăcea să stea într-o comunitate menonită. Da? Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre vezi cunoaște adevărul și adevărul face liber, aș vrea să prezint această perspectivă. Doar Dumnezeu știe și cunoaște adevărul întreg. Noi cunoaștem doar frânturi de adevăr. În schimb, prin credință, întoarcerea noastră la Dumnezeu, această adopție pe care Dumnezeu o face prin Domnul Iisus Hristos, ne deschide parțial, zic eu, ochii să vedem realitatea pe care altfel n-am fi văzut-o. Și atunci să înțelegem lumea cu totul altfel decât o înțeleg cu ochii aceștia. Și înțelegând lumea, înțeleg mai bine și rolul meu pe care Dumnezeu mi l-a dat, ce? Ca și om, ca și tată, ca și soț, ca și conducător, ca și orice. Altfel îmi văd ce? Rolul, până la urmă, drumul meu în viață. Și până la urmă, în opinia mea, mă iertați, gândul cel mai frumos pe care l-am despre ce spune Domnul Iisus, să vezi cunoaște adevărul și adevărul face liber, este că întoarcerea la Dumnezeu ne-a eliberat de frica morții. Pentru că moartea este, până la urmă, cel mai necunoscut dintre necunoscute lumii. Ne-a eliberat. Mulți tineri sau chiar membri ai bisericilor creștine de astăzi au o anumită abordare vis-a-vis de biserică. Că sunt atât de multe reguli, atât de multe tradiții, încât libertatea ne este afectată. Deși predicăm că adevărul ne face liberi,
totuși suntem încorsetați în niște legături de felul acest. Un răspuns foarte scurt și să nu supăr pe cineva. Vă rog. Și atunci creștinii de astăzi au inventat bisericile independente. Vă rog. Nu știu la ce vă referiți, dar... Care nu prea au așa multe reguli ca și bisericile și cultele. Au inventat bisericile independente. Eu mă bucur că nu sunt un reprezentant al bisericii în această seară, pentru că poate o să am libertatea. Avem nevoie de opinie și poate o să am libertatea să spun niște lucruri pe care un reprezentant poate nu poate să le spună. Iisus a fost fără îndoială cel mai mare revoluționar din istorie. Ce a făcut el a fost să șteargă cu buretele mii de ani de reguli, sute și mii de reguli pe care le-a șters. A zis, uitați-le, tot ce contează sunt două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău cu cap pe tine însuți. Da? Și ce a făcut el a fost să cheme oamenii de la o ascultare orbească de niște reguli care interziceau la acțiune. I-a chemat să facă lucruri. Să iubești pe aproapele tău este mult mai greu decât să nu faci multe lucruri. Și ce spune Iisus în esență este lumea este într-o stare teribil de rea. Și voi, misiunea voastră este să o faceți mai bună. Uitați de reguli și aveți două lumini care să vă ghideze. Sau o singură lumină, iubirea. Da? Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Și în sensul ăsta, el a fost un mare liberator. Nu putem să negăm acest lucru. Ce au făcut creștinismul în ultimele 2000 de ani de la el, de când Iisus a plecat și mai este aici, s-a reîntors la miile de ani dinainte. Pentru că e mult mai ușor pentru oameni să respectă reguli care interzic, nu să nu faci aia, să nu mănânci aia, să nu bei aia, să nu te îmbraci cu aia, să nu, decât să trăiască la această înălțime a chemării lui Iisus, care este trebuie să schimbi lumea. Pentru că lumea are nevoie să fie schimbată, lumea e bolnavă. Iubește de dimineața până seara. Cătălin, acesta este adevărul despre care vorbea Iisus Hristos, că acest adevăr ne face liberi? Adevărul de încurajarea de a iubi cu adevărat? Este încurajarea de a iubi, de fapt de a trăi adevărata viață, după ce realizezi că prin credință ești eliberat de robia păcatului. Care ne, până la urmă, păi aici este un paradox, pentru că noi credem că păcatul ne aduce libertate la un moment dat. Dar asta e libertinismul. Asta e libertinismul. Partea libertinismului, da. Fac ce vreau. Și când zic fac ce vreau, dau naștere ce. Că până la urmă și Eva, așa? Nu vreau. Dumnezeu mi-a zis, dar eu fac ce vreau. Adică mănânc. Până la urmă asta a zis. Te rog, Cătării, te rog. Păcatul ne minte că ne aduce libertatea, dar este de fapt cea mai mare sclavie și robie. Și cred că asta este libertatea pe care ne-o propune Iisus, ne-o descoperă Iisus și spune, veți cunoaște adevărul și adevărul o face liber. Este greu de spus anume ce adevăr avea în minte Iisus când spune asta, pentru că sunt atâtea adevăruri pe lumea asta. Sunt milioane de adevăruri, unde te uiți sunt adevăruri, dar sunt toate relevante, sunt toate... Și atunci despre ce adevăr era vorba? Sigur că trebuie să fie vorba despre un adevăr care ne scapă, în primul rând, de frica morții, cred. Morții, da. Era relația noastră ruptă cu Dumnezeu din cauza păcatului. Eliberarea de păcat înseamnă adevărata libertate a omului. Pentru atunci el nu mai este legat de păcat care îl duce unde vrea, ci este în Dumnezeu care, până la urmă, Dumnezeu conduce viața mea. Și cine, în fond, cine mă conduce? Acela care m-a creat, nu acela care m-a distrus. Diavolul și păcatul distruge pe om. Dumnezeu care l-a creat îl duce unde? La viața veșnică, la iertare, la dragoste. Lumea asta ne minte în fiecare secundă să pricepe să ne facă să și minte frumos. Exact, minte frumos și minte teribil de eficient. Suntem tot timpul apăsați de ceva, de o povară, că e vorba de nefericire, că e vorba de sărăcie, că e vorba de cineva, de un alt om care ne chinuie, care ne-a făcut să suferim. Și cred că adevărul pe care ne-l spune Iisus este să ne aducem aminte că suntem copii al lui Dumnezeu și că suntem deasupra lumii. Și ce facem cu tradițiile și cu regulile? Le mai păstrăm sau renunțăm la ele ca să fim liberi cu adevărat? Păstrăm ce este bun și renunțăm ce nu este bun. Greu. Greu de trebuie să fim într-o stare de permanentă evaluare, de înțelegere. Să vedem, bineînțeles, este neînțelept să vrei să renunți la tradiție așa, să o ștergi și la reguli. Este nebunesc și poți să produci dezastre și oamenii au făcut asta de multe ori. Dar în același timp trebuie să ai tot timpul mintea limpede și să cauți, să vezi ce e esențial și ce nu e esențial într-o tradiție și într-un set de reguli. Și mereu să fii ghidat de
acest adevăr că iubirea este cel mai important lucru și că suntem chemați la acțiune, suntem chemați pe lumea asta, să fii creștin înseamnă să acționezi pentru a face lumea mai bună. Nu a te închide într-o enclavă, cum fac creștinii religioși astăzi, se duc fiecare la biserica lui, se îmbracă fiecare în felul lui, ascultă fiecare de predicatorul și lui. Și crede că este cel mai iubit de Dumnezeu. Și crede că e cel mai iubit de Dumnezeu și în timpul ăsta lumea suferă și se duce de râpă. Adevărul este acesta. Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să fie relevantă în epoca în care trăiește. Relevantă vremii în care trăiește. Câteva reacții de la cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook. Cineva ne spune, Satana știe că are puțină vreme și vrea să ne facă cât mai mult rău. Practic adevărat. Să ne restrângă libertatea. Adevărat. Altcineva ne spune, legea lui Dumnezeu din Biblie este adevărul. De fapt, este aceeași persoană. Maria ne spune, bună seara, îmi place convorbirea. Fericirea cu bani de la loterie este scurtă. Iar Gabriel ne spune, și eu am aflat adevărul și acum sunt liber. Și cineva comentează foarte, foarte adevărat. Vă încurajăm să continuați să ne scrieți sau să puneți întrebări. Nu uitați, le puteți scrie și prin SMS sau prin WhatsApp la 0733004455. Acum însă vă invit să urmărim un al doilea carton grafic pentru seara aceasta. Venim cumva mai aproape de România, de fiecare dintre noi, de existența noastră de zi cu zi. Și dacă colegii din regie sunt pregătiți, am să vă invit să urmărim o declarație, de fapt, este un paragraf din Psihologia poporului român, scrisă de către o carte scrisă de către Constantin Radulescu Motru. Iată ce spune autorul. Românului nu-i place tovărășia, el vrea să fie de capul lui, stăpân absolut la el în casă, cu o părticică de proprietate cât de mică, dar care să fie a lui. Din această cauză, el înclină puțin spre anarhie. Acest individualism românesc însă nu implică spiritul de inițiativă în viața economică și prea puțin spiritul de independență în viața politică și socială. Cele două însușiri prin care se caracterizează individualismul popoarelor culte apusene. Românului nu-i place tovărășia, vrea să fie de capul lui, vrea să fie stăpân. E de actualitate, domnilor? Permanent românului îi place lucrul acesta, să știe că e ceva al lui din lumea asta, să știu că am și eu ceva al meu. Fie că este vorba de pământ, fie că este vorba de casă, fie că este vorba de mașină și de multe ori plătește un preț cumplit pentru, și nu mă gândesc doar la cei mii și zeci de mii de români care și-au cumpărat mașini și case pe credite, ca să fie al lui și suferă și suferă. Ideea este alta. Noi ca și oameni, dorința noastră este avem ceva al nostru, în afară de ce suntem noi, să avem ceva al nostru. Bun, întrebarea este, de ce, una dintre întrebările mele, foarte care mă frământ acum, de ce România este una dintre puținele țări care construiește biserici mii și mii, nu că nu e nevoie, când alte țări se închiriază? În loc să investești în oameni, în formarea oamenilor, în ajutarea societății, în răspândirea Evangheliei, s-au investit sute. Deci, ca fiecare să spună, asta e biserica mea. Și aveți un răspuns? Acesta e răspunsul? Pentru că omul vrea să aibă ceva lui. Inclusiv în comunitate. Să avem noi în comun ceva. Dar foarte restrictiv. Sigur, aici surprinde însă și, sau întâlnim și un alt aspect, și anume acela că el vrea să fie de capul lui. Ce discutam noi chiar la începutul emisiunii. De când ești proprietar, faci ce vrei. Când ești proprietar, faci ce vrei cu cei al tău. E o realitate aceasta în societatea românească? Vrem să facem ceea ce ne trece nou prin cap? Probabil că este general uman într-un anume sens. Toți oamenii vor să fie de capul lor. Dar cred că ce surprinde foarte bine Radulescu Motru aici este o lipsă, o realitate foarte tragică a României. Eu credeam că, nu știu de unde vine, credeam că ne-au stricat cumva comuniștii, că ne-a stricat. Și sigur, perioada comunistă a făcut foarte mult rău sufletului omenesc. Dar se pare că această trăsătură exista dinainte de comunism. Și anume, trăsătura despre care vorbesc este o lipsă de preocupare pentru binele comun. Este ca și cum fiecare pentru el. Și dacă mergem pe orice scară de bloc, în general, din București, vedem că nu există cel mai mic, în general, nu? Majoritatea scărilor de bloc, nimănui nu-i pasă de... E o hârtie acolo, ridică nimeni. Asta exact. Scala nu e a noastră. Stradă, nu e a mea. Fiecare, scala nu e a mea. În casă fiecare își face casa cât se poate de frumos, dar pentru că în momentul în care am ieșit din casa mea, nu mai este doar a mea, este comună, nu mă mai interesează. Mi-ai amintit ceva foarte interesant. Am stat 8 ani în Sibiu și la un moment dat s-a decis să se izoleze blocul.
Și cei care locuiam acolo pe scara blocului, mulți dintre ei au spus, noi nu izolăm casa scării, izolăm doar în dreptul apartamentului nostru. Și până astăzi a rămas casa scării neizolată. Deci am spus, haideți să o facem, că e acum asta momentul. Asta e foarte, foarte românesc. E evident. Deci, practic, vă dau un exemplu pe care l-am auzit astăzi, mi-am adus aminte. Era o discuție la Ministerul Agriculturii, de ce în Franța agricultura este foarte dezvoltată? De ce se iau atâtea subvenții și așa? Și de ce produsele agricole franțuzești se vând pe piața franceză? Și răspunsul era, știți de ce? Pentru că ne-am asociat în cooperative. Pentru că românul ce vrea? Am primit înapoi pământul, rămân și nu reușește de unul singur. Nu reușește să-ți vândă produs, nu reușește să obțină banii europeni, nu reușește. Pentru că ideea acolo este de ce? De împreună, de cooperație. Cooperarea. Românul nu vrea să-și dea pământul înapoi. Și aduce aminte, ce s-a stricat prima dată în România, înainte de industrie? Cooperativă. Însă Constantin Rădulescu-Motru, vorbind despre psihologia poporului român, mai spune că românului nu-i place tovărășia și aici este un alt domeniu, acel al relațiilor interpersonale. Adică ne place să fim stăpâni absoluți la noi în casă, să avem o părticică de proprietate cât de mică care să fie a noastră, vrem să fim de capul nostru, dar nu ne place să fim cu ceilalți. Și aici, pentru mine, este puțin surprinzător. Pentru că mulți care vin din exterior în România spun că suntem ospitalieri, că îi primim bine pe musafirii noștri, că le dăm atenție, că vrem să simtă bine, că ne place cumva tovărășia. Iar omul acesta spune că nu e chiar așa, că românii nu-i place tovărășia. Sigur, tovărășia în ideea în care îmi aduc ce e al meu să pun împreună cu ce e altuia, asta nu-mi place. A, că primesc pe cei al meu, asta îmi place, că da, e deci, frumos. Dar nu să pun la global ce... Eu mi-aduc aminte, foarte scurt, imaginea aceasta. Trei cercetori vor să facă o ciorbă. Unul are un cartof, unul are un măr și unul are o bucată de carne. Și fiecare se gândește, dacă eu pun morcovul meu, pămâna așa. Și fiecare a fiert apa, dar n-a pus nimic. Și când au mâncat ce-au luat? Apă. Pentru că a zis să păstrez pentru mine, lasă că pună ei la alții. Bine, acum nu trebuie să luăm fiecare cuvânt al lui Rădulescu. Sigur, nu e Biblie pentru noi, da. Exact, și nu știu ce a vrut să spună când a zis tovărășie, exact la ce se gândea, că nu-i place. E limpede că românul este o ospitalier, social. Nu, ne place să avem prieteni. Nu cred că suntem antisocial până natura noastră. Pe vremuri cooperativele se numeau întovărășiri. Poate că... Pe vremuri, prima fază, eu știu așa, din cap citit, se numeau întovărășiri. Ne apropiem încet de finalul emisiunii. Am căutat să răspundem la întrebarea aceasta, dacă suntem cu adevărat liberi. Sigur, am venit și cu perspectiva creștină și vă invit să încheiem cu concluziile evidente pentru această emisiune, însă înainte mai am o întrebare, și anume, care ar trebui să fie influența creștinului autentic în societatea de astăzi, dominată de libertinism moral, de înțelegere greșită a libertății, iată, de individualism, de egoism, de social media și așa mai departe. Da, creștinul trebuie să se prezinte în societatea de astăzi ca un om relevant societății, dar care își conduce viața după principiile Bibliei. Relevant, dar după principiile Bibliei. Dar principiile Bibliei trebuie aduse ele însele într-un dialog viu, sigur, cu explicate, realitatea explicate de și trăite. Explicate și trăite. Și ca să încerc și eu să răspund, creștinul este, Iisus zice, sarea pământului, voi sunteți sarea pământului. Și misiunea la care este chemat creștinul, spun ce am spus și mai devreme, este să facă lumea asta un loc mai bun. Asta înseamnă nu să-și concentreze energia și privirea la lumea cealaltă ca să aștepte raiul și să aștepte străzi de aur cum așteaptă unii, ci să se uite ce se întâmplă cu planeta Pământ astăzi, să fie conștient că modul meu de viață, de exemplu când poluez, când arunc plastic, distrug planeta care este creația lui Dumnezeu, care este sfântă, da? În jurul meu oamenii suferă, să fiu atent la suferința lor, în fiecare gest al meu să ameliorez starea lumii. Cred că asta înseamnă să fii creștin, și asta înseamnă să fii relevant pentru lume și asta înseamnă să îl privești pe Hristos. Și cel mai frumos lucru pe care îmi place mie la imaginea cu sare este că sarea schimbă tot în jur, dar fără zgomot. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența această seară la emisiune. Mulțumesc domnule Chihai, mulțumesc Cătălin Ionete, mulțumesc și lui Richard, sper că ne urmărește încă. Vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne-ați fost aproape și în această seară. Vă aștept și cu altă ocazie. Până atunci însă nu uitați că am dobândit cu greu noi românii un drept, acela de a fi liberi,
dar dincolo de acest drept, dreptul fiecăruia de a se manifesta liber, din punctul meu de vedere, libertatea este un dar de la Dumnezeu pe care nu ar trebui să-l ignorăm vreodată. Gândiți-vă la ceea ce am dezbătut în această seară. Cu bine!